Încă o lună de stare de alertă. Guvernul s-a reunit luni într-o ședință pentru a aproba hotărârea privind prelungirea stării de alertă. Prin hotărârea numărul 45 din 14 septembrie a fost propusă prelungirea stării de alertă pentru încă 30 de zile. Tot luni, Guvernul României a stabilit reguli clare de protecție sanitară pentru alegerile locale din 27 septembrie. Obligativitatea dezinfectării mâinilor la intrare în secția de vot și la ieșire din secția de vot. Cartea de identitate va fi introdusă de alegător în sistemul informatic. Bineînțeles, va fi instruit cum să o facă. Doar cei care au buletine vechi din hârtie, că mai există care au astfel de buletine, atunci procesarea se va face manual, iar operatorul care procesează buletinul va dezinfecta mâinile înainte și după ce manipulează buletinul respectiv. Inclusiv portul măștii obligatoriu la toți care participă în interiorul secției de vot și la cei care vin ca să voteze. Totodată va exista obligativitatea dezinfectării mâinilor la intrarea și ieșirea din secția de vot, iar cartea de identitate va fi introdusă informatic. De asemenea, manifestațiile vor fi permise cu participarea cel mult 100 de persoane în aer liber, care vor trebui să respecte distanțarea fizică și să poarte mască. Se vor permite demonstrațiile în limita a 100 de persoane, în spații deschise, bineînțeles, dar aplicându-se aceleași reguli ca și pentru mitingurile electorale, adică portul măștii, distanțarea și celelalte aspecte generale de igienă. După ieșirea din starea de urgență, România a intrat pentru prima dată în starea de alertă la data de 15 mai. Este a patra oară când se prelungește această măsură în contextul pandemiei cu noul coronavirus.